Bun, dragilor, ați terminat? Sunteți pregătiți? Am ajuns în Mega Image Concept Store. Vă spuneam în platou că aici avem clienți de soi. Și o să vă dau doar două exemple pentru început. Avem pe doamna Gabriela Berechet. Ea este expertă în gastrotehnică și un guru în domeniul culinar. Ea a pus cuțitul în mâna multor bucătari și profesioniști și cred că Alex știe foarte bine despre ce vorbesc. Da, bună ziua! Bine v-am găsit! Abia așteptăm să degustați, să ne spuneți impresia dumneavoastră. O voi fi foarte exigentă. Da, veți fi foarte exigentă? Da. Bun. Următorul client special este domnul Sergiu Nedelea. El este cunoscut somelier și ambasador la Asociației Somelierilor Europeni în România. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara, domnilor! Avem doi invitați de seamă, mai avem încă trei. Cele trei persoane sunt practic din partea Mega Image Concept Store, așa că o să invităm pe domnul Bogdan Niculescu, doamna Camelia Caragea și Veronica Iancu să ni se alăture. Bună, băieți! Cum vi se pare că arată mesele? Apetisante? Vă face poftă? Abia aștept să gustim fiecare. Excepțional. Sunt excepționale. De vis. Nu știu, eu sunt curioasă de fel, așa că abia aștept să încerc. Nu știu. Bun, ne dorim să și degustăm, nu? Să facem echipă, nu? Faceți echipe? Vreți să vă împărțiți în echipe? De degustare? Să degustare. Da. Fete și băieți. Da. Ce să începem? Nu știu, pe toate. Mihai, vino, că trebuie să ne recomanzi. Imediat. Iau și o linguriță. Liniștește-te. Tot arată impecabil. Deci nu-ți imagina. Ne așteptai în vizită? Vă recomand să începeți cu somonul aici. Somon. Să le luăm în ordine. Și o să vă zic și de ce. Pur și simplu, da? Băgați-mă. Seamnă că este ordine. Mie îmi place că e foarte mult pește. Mi-e plac coratele din pește, da? Și fructele de mare. Deci chiar am nimerit bine. Vă invit și pe dumneavoastră să gustați somonul. E un somon care l-am făcut. E jumătate prăjit, jumătate crud. Și am pus un sos din wasabi. E un muștar verde japonez. Dar e foarte bun, într-adevăr. Și mărarul chiar îi completează gustul. Da? Da. Cel mai mult cred că am muncit la desert, cu acele conuri în făitaj, în foi de plăcintă, care mi se rupeau, care nu reușeam să le învârt din cauza emoțiilor. În mod normal, când nu am așa multe emoții și nu am așa mare presiune, reușesc să le fac foarte ușor. Dar astăzi, în platou, parcă totul mergea pe dos. Place? Senzație! Și asta e făcut pur și simplu din foaie de plăcintă pe care am rulat-o pe un suport metalic, pe un con de genul ăsta, cu un pic de unt. Am înțeles. Și o băgi la cuptor, pe toate unul în altul și o și trebuie crema, să fii mai gurmand. Crema de iaurt? Da, eu am mâncat tot din prima. Mai gurmand de fel. Exact. Crema e făcută din iaurt? Cremă de iaurt, iaurt cu un pic de smântână lichidă. Iaurt gras cu smântână lichidă, nu? Să fie puțin gras, nu? Carne de vițel, da, cu o cremă de ton, da, cu o cremă de măsline și capre. Carnea de vițel a fost făcută la temperatură joasă, timp de o oră jumătate. Seamă că facem mâncare bună care ochii albaștri. Da, și ce să mai zic de dumneavoastră cu ochii albaștri? Da, ați văzut că toți trei au ochii albaștri? Da. Nu știu cum s-au nimerit în final, da, deci n-a fost un casting special. Nu, n-a fost un casting special. Deci castingul a fost meseria lor și dămânarea. Așa s-a nimerit, să fie și frumos și tineri și cu ochii albaștri. Și cu ochii albaștri, e super. Sergiu Nedelea, chiar aș putea să aprecieze gusturile, textura care s-au regăsit în amuzușurile mele. Au fost niște combinații un pic mai ciudate, a fost pește cu vită, a fost o salată de dovlecel cu un pește, a fost anghinarea care nu multă lume o mănâncă, în combinație cu o cremă de brânză. Na, și într-adevăr, dumnealui a știut să aprecieze oarecum acele amuzbușuri.